17 octombrie 2024 am ajuns la tati după atâta timp. Vai, să vă mulțumesc, dar de sufletul vostru, mai îngerilor, cu morile lui tati. Cum a fost, mă, cu el, tati, mă? Ne tot plimbat în continuu. Vai, să vă mulțumesc, tati, gurița voastră. Atâta știm că am ajuns la o mare. Vai, să vă sufletul vostru de îngeri. Și tati, vă iubește foarte mult. Cum s-a comportat cu voi îngerile, tata? S-a comportat frumos. Erau disperați, că tot vorbeau în altă limbă. Noi n-am dormit deloc, că te-am așteptat pe tine. Vai, poerii, tati, dragi. Am crezut că nu o să te vezi, că nu o să te mai vedem niciodată. Vai, să vă papă, tati, sufletul vostru. Mai îngerilor de tati, de atunci nu au dormit deloc. Atât am umblat mii de kilometri, nu știu, tati, cât au umblat până am ajuns aici. Vă iubești, tati, mult din suflet. Și noi. Sunteți bine cu îngerul, tata, sigur? Da. Nu s-a întâmplat nimic cu voi? Nu. Vă iubești, tati, mult. Și faceți cu mânuța. Iubiți pe tăticu? Da, da, foarte mult. Dați bucurile, tata. Faceți cu mânuța și... Doamne ajută. Nu mai vreau să stați niciodată din lângă el. Da, și este într-adevăr informația dimineții. A momentului au apărut imaginile care răstoarnă ancheta dispariției copiilor lui Adrian Marțian. Milionarul s-a filmat în această dimineață alături de cei trei copii, deși bărbatul are ordin de restricție și nu are voie să se apropie de aceștia. Afaceristul și cei mii sunt într-o mașină fără să spună unde sau și cum s-au regăsit. Iar în tot acest timp, poliția continuă căutările internaționale pentru cei trei copii, dar și pentru milionar. Iulia Blonda vine cu toate informațiile. Iulia, te ascultăm. Da, bună dimineața, Marian, bun găsit, doamnelor, domnilor. Un caz care se complică, am putea spune, odată cu trecerea orelor și extrem de important de precizat este faptul că în aceste momente, Marian, pe masa anchetatorilor sunt toate ipotezele posibile, inclusiv ipoteza ca milionarul Adrian Marțian să fi pus pe cineva să îi ia copiii de acasă și iată să îi ducă în locul în care el se află. Dovadă sunt și aceste imagini pe care le-am văzut, sunt filmate în urmă cu doar câteva ore, iar potrivit informațiilor noastre, în cursul nopții, poliția din Hunedoara a reușit să ia legătura cu Adrian Marțian. I-a spus într-adevăr că se află împreună cu cei trei copii ai săi care sunt dați dispăruți în continuare. Însă, Marian, sursele noastre spun că Adrian Marțian nu a vrut să le spună polițiștilor locul în care se află. Drept urmare, la aceste momente, anchetatorii încearcă să îl localizeze și îl caută inclusiv pe Adrian Marțian. Momentan acesta nu a fost dat dispărut, însă este posibil și acest lucru dacă în continuare refuză să colaboreze cu anchetatorii, pentru că, da, știm foarte bine, există un ordin de protecție împotriva lui și el nu avea voie să se apropie de acești trei copilași care, în continuare, repet, sunt căutați și la această oră. Da, mulțumesc, Iulia. De altfel, încă de aseară, Adrian Marțian anunța în direct la Victor Ciutacu că își va regăsi cei trei copii în scurt timp. Eu vă demonstrez că sunt mai tare ca poliția română. Așa. Și noaptea asta am promisiuni că între ora 1 și 3 noaptea îmi primesc copiii. Eu plec în noaptea asta dacă mi-au copiii la ambasada rusă. Eu cer azil. Da, și alături de noi este și Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt de la IPJ Hunedoara, face un anunț de ultimă oră despre dispariția milionarului copiilor, milionarului Adrian Marțian. Bună dimineața, domnule Nițu! Am văzut aceste imagini încă de la prima ora dimineții. Dumneavoastră, ce informații aveți, având în vedere că există un ordin de restricție în momentul de față, iar cei trei copii sunt chiar alături de tatăl lor? Este foarte adevărat, există acest ordin. De asemenea, există un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. Iar în contextul acestor activități investigative, în cursul nopții trecute, colegii mei au reintrat în contact cu tatăl copiilor, cu cel care a fi semnalat, practic, dispariția acestora, și au fost obținute informații, inclusiv acest film pe care l-ați difuzat, care indică faptul că cei trei copii s-ar afla alături de tatăl lor.
În acest moment continuăm însă cercetările în vederea stabilirii cu exactitatea locației în care se află acești trei copii și tatăl lor, bineînțeles, și a lor măsurilor care se impun. În acest moment nu excludem nicio ipoteză de lucru și tratăm acest caz cu maximă prioritate. Dar cum vă explicați, domnule Nițu, că aseară la emisiunea lui Victor Ciutacu, Adrian Marțian spunea că între ora 1 și 3 dimineața își va găsi copiii? Că aici mie nu miroasea bine, cum se spune. Da, sunt, după cum vă spuneam, mai multe ipoteze de lucru pe care noi le analizăm. Durante toate aceste aspecte vor fi clarificate pe parcursul cercetărilor. Prioritar este găsirea copiilor în siguranță. Sunt indicii că aceștia s-ar afla alături de tatăl lor, însă va trebui să-i identificăm atât pe copii cât și pe tatăl lor. Bun, mulțumesc pentru toate aceste informații. Revenim.